a dumneavoastră Anca Florea. Bună seara! Și fiica sa, Sabina Iosub. Am zis bine fiica sau rămânem pe ideea de vedetă? Persoană publică, jurnalistă, ce vrei? Fiica. Fica, da? O cheamă Iosub Florea, să știi. Iosub Linioară Florea. Dar și-a ascuns originea sănătoasă ca să nu confunde lumea și să nu... Să nu confunde. Stai. Cum adică să nu confunde lumea? Nu, să nu o ia drept copilul împins în față de mamă, drept care m-a și lăsat să nu ajut. Aha. Așa? La greu. Așa s-a întâmplat, Sabina? Nu că nu lăsat-o să nu mă ajute. I-am interzis să mă ajute vreodată în profesie. A fost... Și ea știe că i-am zis de la bun început, eu vreau să fiu eu, nu vreau să fiu fata lui și niciodată n-aș vrea să fiu considerat așa în zona profesională. Sigur, în rest ar fi și complicat fiind aproape identice, dacă te uiți bine, pe modelul Matroșcă. Când eram eu identică, ar fi era și complicat. Plus da, că da. Sunt foarte mândră de tot ceea ce înseamnă mama mea din toate punctele de vedere. Bun, inclusiv profesional, dar asta nu înseamnă că vreau să fiu... vreodată împins așa, știi, de cineva. Dar n-a fost destul de greu ca să-ți creezi propria identitate într-un domeniu în care mama ta profesa de ceva timp și era și este, dar să zic, era și foarte bună? Păi uite, am început așa, să nu știe lumea și să știi că sunt oameni care au aflat după 20 de ani. Cred că m-a aflat anul trecut. Păi asta zic, cred că și acum sunt persoane care nu știu că sunteți și mamă și fiică. Și m-a sunat să-mi spună, bă, dar sunt ultimul. Păi, ești ultimul, ce să facem? Da. Dan, anul trecut. Și mă cunosc cu Dan din 90 și ok, deci, dar totuși, ok, să zicem că oamenii nu știau, dar noi copiii, uite că și eu am această, cumva, această relație cu tatăl meu. Uh-huh. Știi că lumea zice că am așa din caracterul și comportamentul lui și de fiecare dată mi-am dorit să am ambiție, să perseverez, să fiu cineva. Și cu toate acestea, uite că s-a răsturnat situația, că tata tot timpul când se duce prin anumite locuri, el spune că zice cu mândrie, măi, eu sunt tatăl fetei și nu ești tu fata tatălui. Pentru că... Să știi că și mama a început cu povestea asta de a început? Ceva timp. Da, să o fi de vârsta mea, o fi cu înțelepciunea, cum e cu asta, Anca? Mai am ajuns să, nu știu dacă să mă bucur foarte tare când vine cineva zâmbind fericit la mine, sunteți mama Sabinei. Aha, până acum era, Anca Fără. Mă bucuram și eu, că ne bucuram cu toții și acum începe un zâmbet larg. Știu, zice, sunteți, vă cunosc, sunteți mama sau mine? Yes, am dat lovitură. Nu ți-am răspuns la întrebare, dar n-a fost ușor. Am muncit poate de două ori mai mult decât alții și a trebuit să demonstrez. Și-a luat și șuturi, ceea ce m-a deranjat îngrozitor. I-aș fi călcat în picioare pe toți, dar era interzis.